Bună ziua, dragii noștri! Bine ne revedem aici, în studiourile Infinit TV, la emisiunea Arte și Valori, pentru că da, este miercuri, este ora 17 și gazda dumneavoastră, Anca Ciliac, vă dă întâlnire cu cei mai solari, cei mai frumoși, cei mai talentați oameni ai urbei noastre. Ca de fiecare dată, am invitat aici în platou oameni care să vă inspire, cum vă încurajez mereu să deveniți și să devenim varianta noastră cea mai bună. O să salutăm pe prima invitată de astăzi, pe care o am de foarte multă vreme pe lista de invitați, dar întotdeauna se creează cel mai potrivit context pentru a ajunge la noi. Și o să salutăm pe Alexandra Largu. Bună, bună. Alexandra, bine ai venit la noi, în sfârșit! Bună, bine v-am găsit! Da, aș putea spune că până acum, sau să spun că pandemia are și niște laturi bune, să căutăm și laturile bune ale pandemiei, pentru că Alexandra este un om foarte, foarte ocupat, pe cât de talentat, pe atât de ocupat. O să spun așa pe scurt că este, deși nu e ordinea cronologică a lucrurilor, este psiholog, are un doctorat, este doctor în bioetică, este instructor autorizat de dans, cred că dansul a venit primul în toată povestea asta și în toată istoria Alexandrei, dar vom afla mai multe astăzi. Este un om implicat în comunitate, în foarte multe feluri și focusul pe care îl ducem astăzi spre Alexandra, mai nou, este producător de cosmetici artizanale și cred că lucrul ăsta are legătură și cu pandemia și cu lucrurile bune, rezultate din asta. Așa că, Alexandra, draga mea, te-am invitat aici și te potrivești foarte bine celor două cuvinte din numele emisiunii noastre, și artă și valori. Pentru că tu ești un om fără a te lăuda foarte mult, chiar ești un om și o personalitate și complexă și completă și ca om și ca personalitate. Da? Pentru că știu despre tine că dansezi. Dansezi întotdeauna și citești foarte mult, lucru care se regăsește în tot ce faci tu. Ești un om foarte serios, foarte riguros, foarte așezat în tot ce faci. Cu toată seriozitatea asta ești și foarte vesel, că pe unde merge împrăștii veselie și o voie bună. Așa. Hai să o luăm cu începutul. De unde pasiunea pentru dans? După atâta laude, nu știu de unde să încep. Dar nu e bine să fii lăudat și nu e vorba că ești lăudat, e chiar așa, chiar așa e. Adevăr e că este minunat, da, face bine la suflet. Pasiunea pentru dans naște, să spun, când a început. N-a început, sigur, cu prima oră de dans, unde m-am dus de curiozitate și oarecum din nevoia de mișcare. Dar în timp, descoperind despre ce este vorba, am rămas acolo, am rămas cu sufletul acolo mai mult și am făcut toți pașii necesari pentru a rămâne în lumea dansului. Am încercat parte competițională, am încercat parte de spectacol și parte de instructaj. Și ceea ce e mai aproape de sufletul meu este să dau darul mai departe, să-i învăț pe ceilalți și pe copii, dar mai ales pe adulți. Acum eu, pentru că îți știu puțin familia, știu că talentul e în familie acolo și cumva a venit așa la pachet la tine, cât e talent la tine și cât e muncă? N-am simțit niciodată că ar fi talent. Am simțit că este muncă și este foarte mult gândire și înțelegere. Am simțit întotdeauna că nu-mi vine natural să dansez, ci îmi vine natural să mă gândesc la logica mișcărilor, la cauze-efect și la modul în care mă face să mă simt mișcarea respectivă și apoi să o exprim. Nu sunt genul de persoană care arăți o mișcare, o prinde imediat și brusc este foarte bună dansatoare. Trebuie să mă gândesc, să stau să analizez. Pentru că ești o fire analitică. Mm-hmm. Da, da, da. Asta te și face un bun instructor, pentru că eu te-am văzut în foarte multe ipostaze de când te știu, te-am văzut și în cea de dansator și în cea de instructor și așa cum spuneam la început, ești foarte, foarte riguroasă. De aceea și calitatea de bun instructor, pentru că tu reușești să diseci informația în așa fel încât orice cursant al tău să o înțeleagă. Bun, spuneam că pandemia are și lucruri și laturi bune. Dacă am vorbit din prisma asta a pasiunii pentru dans și a activității tale în dans, n-ar fi tocmai așa, pentru că totul s-a cam întrerupt aici. Da, într-adevăr, de când
cu măsurile de protecție, de restrângere a interacțiunii dintre oameni, am pus pauză activității legate de dans. Am mai încercat o variantă la un moment dat în aer liber, dar, din nou, important este să ne protejăm, mai importantă este sănătatea. Însă, dansul a continuat, chiar dacă nu sub forma cursurilor, a continuat sub forma relațiilor pe care le-am creat în comunitate, pentru că atunci când dansezi, nu dansezi singur, dansezi împreună cu oameni, în dansuri de pereche și în dansuri solo. Important este comuniunea, important este felul în care dansul ne aduce împreună. Și chiar în lipsa activității fizice a dansului propriu-zis, relația rămâne și atunci nu simt că îmi lipsește mișcarea, dar nu simt că îmi lipsește esența dansului, pentru că esența dansului sunt oamenii cu care interacționez. E foarte frumos spus și până la urmă e rostul pentru care se creează niște comunități. Și pentru că vorbim de comunitate, facem legătura că mergem așa ca pe un fir de păianjen, legând toate abilitățile și talentele tale cu toate activitățile și contextele în care ne-am întâlnit. Și mergând așa pe firul ideii de comunitate, da, ajungem la comunitatea asta care dă și tema emisiunii de astăzi, comunitatea Happy di Chiseala, unde foarte mulți din oamenii ăștia creativi de care vorbeai și foarte mulți instructori de dans și foarte mulți dansatori de diverse dansuri sociale s-au regăsit. Așa că te rog să-mi povestești ce este Happy di Chiseala și contextul în care ai ajuns tu la Happy di Chiseala. Happy di Chiseala este o comunitate. Sub forma unui târg, un loc unde oamenii se întâlnesc și își prezintă latura creativă, produse pe care ei le creează, fie că sunt obiecte cosmetice, obiecte de îmbrăcăminte, accesorii, sau chiar și lucruri vintage, second hand, toate astea ca să oferim ocazia, practic, pretextul de a ne întâlni, pretextul de a vedea ceva frumos, de a face schimb de lucruri frumoase și de a le oferi și oamenilor din jur, nu doar creatorilor, oamenilor din jur. Posibilitatea să evadeze câteva momente din viața lor de zi cu zi, să meargă la cumpărături, dar nu doar cumpărături, să-și clătească ochii cu tot ce este frumos și creativ. Creativ, care are o energie cu totul și cu totul aparte, pentru că am observat la aceste ediții pe fugă că toate sunt în to go acum, respectând toate regulile care se întâmplă, toate sunt în fugă, dar porția asta de energie pozitivă care se creează acolo, cred că prinde foarte, foarte bine oricui. Așa facem ușor, ușor legătura cu latura ta creativă în domeniul cosmeticelor artizanale. De unde până unde, de fapt, eu așa te-am întâlnit la Happy di Chiseala, în acest context al producătorului de cosmetici artizanale. Eu știu că tu citești foarte mult. Știu că ești un om care și prin ceea ce propui acolo la dans e în ideea unui stil de viață sănătos. A venit cum această pasiune sau această activitate pentru cosmetice în ideea de stil de viață sănătos sau cum? Da, a venit practic din nevoia mea de a găsi pentru mine personal alternative naturale și sănătoase pentru pielea mea, pentru corpul meu și a venit din dorința de a experimenta. Practic am încercat lucruri care să-mi facă mie bine în urmă cu foarte mulți ani. Treptat am perfecționat câteva, să le numim rețete. Apoi, de zile de naștere sau de Crăciun, pentru că nu aveam idee ce cadouri să le fac alor mei, le oferam un borcanel de sare de baie sau exfoliant de corp făcut de mine după rețetele mele proprii. Și apoi, încurajată de ei, de rudele și prietenii mei care au testat produsele, am început să fac public această pasiune, această hobby, parcă nu e un termen potrivit, pasiune mai degrabă, de a face cunoștință oamenilor cu plantele. Cu plantele și cu tot ce înseamnă natural. Tocmai cunoscându-te pe tine, că ești un foarte serios, asta m-a făcut să am încredere în ceea ce faci, pentru că eu știu că în momentul în care tu ai o temă, te documentezi foarte bine și nu te documentezi la modul ăsta superficial,
cauți exact din punct de vedere științific, să fie validat, să fie certificat, nu așa după ureche. Și atunci asta mi-a dat mie certitudinea că, deși e un produs artizanal, da, e în serie mică și e făcut na, în laboratorul casei tale, în primul rând, da, exact, și e cu siguranță ceva făcut cu responsabilitate, pentru că nu știm întotdeauna din ceea ce se propune a fi natural, nu știm întotdeauna cât de sănătos și cât de natural chiar e acolo. Și de multe ori am întrebat, discutând cu cei care produceau anumite lucruri, și mi-am dat seama că nu aveau o bază teoretică solidă sau cunoștințe foarte, foarte serioase în spate. Bun, acum revenind la partea de laborator, să spunem, de unde ți achiziționezi plantele? Achiziționat este un cuvânt mare. De fapt, le primesc de la mătușa mea, care are o grădină, și de la alți prieteni care le cultivă în grădinile lor. Deci, practic, sunt plante pe care eu le culeg sau oameni foarte apropiați mie le culeg manual, crescute de ei, udate de ei în sol, pregătit și îngrijit de ei. Apoi eu le iau, le usuc, bine, le spăl, le pregătesc, le aleg, le usuc și le depozitez și apoi le folosesc pe cele care simt că sunt potrivite pentru tema pe care vreau să o abordez. Astă vară am lucrat foarte mult cu petale de floarea soarelui, cu mentă, cu lime și felii de lămâie uscate de mine. Acum pe toamnă muguri de pin, am fost la un moment dat la munte și am cules muguri de pin. Mai aleg produse care vin sub formă de ceai, în ideea că dacă sunt bune pentru consumul intern, ceai vărsat, atunci cu siguranță sunt bune și pentru contactul cu pielea. Și care a fost feedback-ul pe care ți l-au dat cei care au consumat? Ce mi-a plăcut mie la produsele tale e că pui un accent și pe partea cromatică a lucrurilor, adică vine și cu ideea asta de nu-i doar aroma sau terapia prin calitățile lor, ci și prin culoare, prin armonia pe care o aduce tot produsul tău. Care a fost feedback-ul clienților, să spunem? Păi, clienții mei se bucură de două tipuri de produse, sare de baie și exfoliante de corp. Legat de sarea de baie, feedback-ul este întotdeauna pozitiv, pentru că pe lângă sarea propriu-zisă și eventual uleiuri esențiale, arome naturale, folosesc plantele adevărate, întregi, colorate, vibrante, petale de trandafir. Toate astea creează o stare de bine în momentul în care clientul le folosește, în momentul în care intri într-o cadă plină cu petale, care miroase foarte frumos, aburul acela, aromaterapia, inhalațiile. Inhalații. Da, inhalația e bine. E bine. Totul creează o stare de bine și da, toate simțurile contribuie. Apa caldă, temperatura potrivită. Iar legat de exfoliantele de corp, este aceeași poveste. Aroma, textura, senzația pielii de după, toate creează experiență pozitivă, pe lângă beneficiile reale asupra organismului. Psihic ne face să ne simțim foarte bine. Și e mare nevoie în această perioadă de a ne simți psihic bine. Poate că, dincolo de tot ce se întâmplă, e cea mai grea încercare de a rămâne cu psihicul neafectat sau cât mai puternic. Pentru că, așa cum știm foarte bine, gândurile noastre și felul în care ne simțim ne determină realitatea. De aceea, contextul acesta în care tu ai venit cu produsele tale pe piață, Happy de Chiseala, vine și el să creeze o stare de bine și de foarte bine oamenilor. Să povestim puțin și despre colegii și prietenii, că deja înseamnă și prieteni foarte mulți dintre ei, dintre prietenii formați, da, sau câștigați la Happy de Chiseala, care este profilul oamenilor care vin acolo și să le spunem telespectatorilor ce ar mai putea găsi oamenii la târg. Este foarte interesant întrebarea ta, nu m-am gândit până acum care ar fi profilul creatorilor care se află practic în fiecare ediție. Te întreb la acum Happy și de din Chiseala. Perspectiva de psiholog, uite, un test așa fulger. Stau și mă gândesc că este vorba de oameni care și-au găsit la un moment dat în viața lor timp să se orienteze către ei, practic să pună pe pauză toată agitația asta din viața cotidiană cu care suntem obișnuiți, oameni care s-au orientat către ei și au descoperit plăcerea de a crea ceva frumos
și apoi puterea de a face asta în mai multe exemplare pentru a da mai departe. Sunt oameni, da, sunt oameni creativi, dar sunt oameni liniștiți, împăcați, calzi și dornici să ofere. Eu cred că asta vine tocmai din acea întoarcere către noi și orientare către, către minte, către suflet, către starea noastră de bine. Iar felul în care interacționează, bine, în afară de produsele care se găsesc la târg, felul în care interacționează fiecare creator cu clienții, reflectă această stare de bine și această căldură și această dorință de a oferi. Iar produsele sunt foarte, foarte variate. De la linii vestimentare din materiale naturale, la genți și accesorii create din piele reciclată, decorate manual, cu rășină, culori superbe, acum de Crăciun, coronițe cu motive, da, decorațiuni de Crăciun, coronițe, fluturaș, nu fluturaș, îngeraș. Fluturaș la vară, cred. Da, da. Ce am mai găsit? Lumânări. Am o nouă prietenă care face niște lumânări fantastice și niște săpunuri naturale fantastice. Produse pictate manual, obiecte decorative pictate manual, bijuterii. Port bijuterii, creații, cumpărate la Happy Dichiseală. Și hăinuțe second hand. Hăinuțe jucării. În vară mi-aduc aminte că am avut o familie cu copilașii care au venit să vândă jucăriile lor second hand. Mi se pare o lecție fantastică de antreprenoriat pentru cei mici. Ce-am mai avut oare? Da, sunt și tricotaje. Exact. Și dream catcher-le, trebuie să le amintim. Da, dream catcher-le și produse și obiecte împletite, da. Codițe împletite. De altfel, la următoarea ediție, cam ce o să putem vedea, ce fel de expozanți și să povestim puțin despre edițiile următoare, când vor fi? Următoarele ediții vor fi în aceste două weekenduri până la Crăciun și au tematică cadourilor de Crăciun. Și eu cred că o să fie o bogăție de produse specifice sezonului, decorațiuni pentru brad și pentru casă. Cred că o să găsim cadouri pe care potrivite pentru orice gust. Exact, pentru orice gust, pentru orice vârstă. Mama mea e foarte încântată, a fost weekendul acesta la cumpărături și a reușit să găsească o mulțime de lucruri care îi plac și ei și pe care vrea să le facă și cadou. Cam asta. Zic cam asta, dar sunt foarte, foarte multe lucruri. E foarte greu să-i explic. Trebuie venit, trebuie văzut. Așa este și e foarte important că în acest concept a venit ideea asta de a fi împreună. Pentru că și cafenelele trec acum printr-o perioadă foarte complicată. Pentru artiști, iarăși, este foarte greu pentru că nu ai un context în care să te poți vedea prea mult. Pentru oameni, iarăși, pentru populație, este foarte greu pentru că tot având restricții să nu ieși din casă, la un moment dat nu mai vrei să ieși din casă și intri așa într-o stare de apatie, poate de anxietate până la depresie, de ce nu, în foarte multe cazuri. Și acum o să mutăm puțin și focusul spre partea ta de activitate ca psiholog, să-mi spui cum crezi că ajută oamenii și să le spunem și telespectatorilor la ce i-ar ajuta să aibă activități din acestea creative, să-i spunem să fie implicați în terapie ocupațională, că până la urmă asta e. A face orice creativ e... De ce le-ar prinde bine să facă orice creativ? Cred că în contextul actual și chiar și înainte de pandemie, cred că noi, ca populație, la nivel mondial chiar, trăiam și trăim într-o stare oarecum de fugă continuă, de stres continuu, de activitate continuă îndreptată în afară, spre a produce, spre a asigura traiul, spre a avea grijă de sine, de familie, de copii, de casă, de mașină, spre a fi cel mai bun la materiale. Serviciu. Exact, bunuri materiale, câștiguri financiare, reușite în activitatea profesională și tot timpul alergăm spre a fi cei mai buni în domeniul nostru. Toate astea, făcându-ne să ne punem pe noi
ca indivizi, ca persoane, pe planul secund. Sau chiar mai timp, mai jos. Dar fi secund, ar fi bine. Cred că pandemia ne-a forțat să punem un pic pe stop o parte din lucrurile către care alergam, pe foarte mulți dintre noi, poate nu chiar pe toți, dar pe foarte mulți dintre noi, și ne-a deschis mai mult timp liber și din dorința de a umple acest timp liber, cred că foarte multe persoane au început să se orienteze către activități creative, pentru că noi, ca oameni, avem nevoie de timp cu noi, de timp fără stres, fără griji, fără presiunea de a face, de a produce, timp în care să ne jucăm efectiv, timp în care să lăsăm grijile de adult la o parte și să ne permitem să trăim clipa, să trăim în moment. Practic, activitățile creative asta fac. Ne oferă ocazia să trăim în moment, să ne detașăm de tot ce există în exterior și să ne bucurăm de clipa aceea, indiferent dacă lucrăm singuri sau împreună cu cineva, în familie, poate cu prietenii. În momentul ăsta mai greu. Dar oricum ar fi, această detașare de grijile cotidiene, această pauză, oferă psihic și fizic numai beneficii. Pentru foarte mulți din cei care s-au îndreptat spre zona asta creativă, a fost un vis neîmplinit, lăsat cândva agățat în uitare, o frustrare, o neîmplinire, un vis, cum spun, și în momentele astea a fost o ocazie să-și împlinească acest vis. Sau poate nici măcar un vis, mă gândeam acum la mine. Pentru mine a fost doar o idee. Uite ce mult îmi place să fac aceste lucruri pentru mine. Ce interesante sunt plantele și atât. Fără să am timp să explorez mai mult de ce sunt interesante plantele, de ce îmi doresc eu să fac asta, nu am avut ocazia să fac ceva mai mult. Tocmai pentru că erai mult prea ocupată cu celelalte activități. Da, nu? Activități care de asemenea îmi plăceau și care erau importante pentru mine. Nu pot să spun că am suferit lăsând o pasiune la o parte și cu sufletul negurat m-am îndreptat către celelalte, celelalte activități. Nu. Am făcut lucruri care îmi plăceau și lucruri care erau importante pentru mine. Dar uite că erau multe și ar fi vrut să mai fie încă unele care n-aveau loc. Acum cu pandemia, unele pe pauză, altele au reieșit la suprafață. Exact, și până la urmă e bine pentru că explorând zone noi, ieși din zona de confort și descoperi niște lucruri pe care poate nu le știai, te dezvolți în direcții pe care nu le bănuiai la tine și e o oportunitate bună. Să vorbim puțin și despre aspectul caritabil al târgului Happy de Chiseala, pentru că întotdeauna la acest târg au avut loc și ONG-urile. E o perioadă în care e bine să dăm drumul așa sufletului, să dorească mai mult ca altă dată, e bine tot timpul, dar acum cu atât mai mult. Și să povestim puțin și de cine poate veni dintre ONG-uri acolo și de ce pot veni. Ce pot face acum la târg? Într-adevăr, cum spuneai și tu, este bine întotdeauna să dăruim, dar acum. Sărbătorile ne aduc aminte de toți cei care sunt mai puțin norocoși. ONG-urile pot să participe și am văzut că au și participat în trecut cu produse de vânzare, încasările putând fi folosite în scopul beneficiarilor respectivelor organizații. Eu personal lucrez la Fundația Cote și într-unul din proiectele fundației, beneficiarii au croșetat niște broșe drăguțe în formă de floricică pe care le-au tot vândut. Au mai rămas câteva și le-am adus la târg. Și or să fie și la ediția următoare. Vom avea acolo și va fi, din câte știu, și produse de la copiii de la Ancar, copiii cu autism, care și au niște produse foarte frumoase de la Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate. Deci ONG-uri, dacă aveți produse și doriți să le valorificați pentru beneficiarii voștri, iată, puteți la târgul Happy de Chiseala să le aduceți și vă invităm și pe voi, dragii noștri, să donați în toate părțile, nu doar acolo, dar oriunde găsiți un ONG care considerați că merită sprijinul vostru, să o faceți cu toată încrederea și cu tot sufletul. Spune-mi, draga mea, cum vezi tu anul viitor
din punct de vedere al activităților creative, să proiectăm așa un pic, pentru că, na, gând cu gând, poate creăm o realitate care să ne convină tuturor. Ce planuri ai, cu alte cuvinte, pentru anul viitor? Planurile mele sunt oarecum dependente de situația... De acum. Dar... Eu îmi doresc foarte mult să continui și să extind afacerea care ar putea să devină linia mea de produse, da, de produse cosmetice. Îmi doresc să ajungă la cât mai mulți oameni, practic. Îmi doresc cât mai mulți oameni să descopere că nu doar sărurile de baie și exfoliantele frumos colorate, frumos mirositoare, dar cu conținut chimic ridicat, merită să fie folosite, ci și cele naturale, pentru că, în fond, de la natură au plecat toate. De la natură au plecat toate și natura este cea care ne oferă cele mai multe beneficii. Exact, și practic de aici am învățat totul să ne îndreptăm cu recunoștință spre natură care ne-a dat totul, exact. Și în acest fel, mulțumindu-ți ție, dragă Alexandra, ne îndreptăm spre partea a doua a emisiunii cu următoarea invitată, oferindu-vă un mic cadou pe care vă las să-l savurați acolo în fotoliile voastre acasă. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter. See you with a kiss, yeah, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll feel the emptiness, I'll send everywhere I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love will miss. So let us make a pledge to meet in September. Aici, dragii noștri, în platourile Infinite TV, la emisiunea Arte și Valori, cu gazda noastră, Anca Ciliac, și a doua noastră invitată de astăzi, o tânără frumoasă, așa cum ați văzut deja în clip, cu o voce și mai frumoasă, și o să salutăm împreună pe Diana Rogojină. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, de când te-am cunoscut, și o să dezvălui publicului, când am cunoscut-o, adică la Festivalul cu Umbrele, da. De când te-am cunoscut de atunci, mi-am spus că trebuie neapărat să fii și la noi în emisiune, să te cunoască mai mult lumea, pentru că ești o fată tare talentată. Mulțumesc mult! Și o să spunem că nu ești singură, așa, mai ai și un prieten foarte bun cu care eu te-am cunoscut în trupa The Crickets, da? Dar, na, din motive de pandemie, să spunem, fiind nevoie și de distanța asta, nu putem să ne întâlnim chiar toți odată, dar o să fie și el invitat la noi într-o emisiune viitoare. Așa că o să povestim și despre George, că el e partenerul din acest cuplu de artiști.
Dar întâi și întâi să povestim despre tine, pentru că tu ești vedeta noastră astăzi, da? Da. Tu, Diana, ești pasionată de muzică dintotdeauna și povestirile tale așa despre tine, îmi spuneai, m-am gândit eu la multe, dar până la urmă mi-am dat seama că muzica e viața mea și asta am hotărât să fac muzică. Da, spune-mi, te rog, să luăm începutul. De unde a venit? De când? Când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? Nu pot să spun o dată exactă, probabil de când eram foarte mică, pentru că... Nici n-ai amintiri de cât de mică erai, nu? Am o foarte mică amintire. Întotdeauna am fost într-un mediu în care s-a cântat, în care a fost muzică, mama cânta la vioară în tinerețe și cu vocea și încă face lucrul ăsta. Tatăl meu a fost DJ în tinerețe, deci mai tot timpul am fost înconjurată de muzică. Așa că era imposibil să nu-mi placă și mie ceea ce am văzut în jur și, da, măcar ca și hobby să urmez cel puțin lucrul ăsta. Da. Altfel, ai urmat un liceu teoretic. Da, nu? Am urmat un liceu teoretic, după care am decis să mă pregătesc pentru Universitatea de Arte de aici, din Iași. Și... ce a presupus toată cariera asta, să spunem așa? Bun, pasiune, dar efectiv, ce s-a întâmplat? În ce proiecte ai fost implicată? La ce ai început să cânți mai întâi? Pentru că eu știu la ce cânți, dar știe și telespectatorii noștri. Cu ce a început totul? Mai întâi a început cu faptul că tot timpul frenam prin casă. Și am zis că hai să o iau cu începutul. Asta se întâmpla în gimnaziu. Să iau cu începutul și să mă duc așa la niște cursuri, cum fac toți copiii, cred că pot să spun numele instituției, nu? Da, la Palatul Copiilor de aici din Iași. Am urmat acolo cursurile până când am... Cursuri de canto sau instrument? Cursuri de canto, da. Uh-huh. Cursuri de canto până am împlinit, bineînțeles, 18 ani, după aceea nu s-a mai putut. Nu v-au mai primit la Palatul. Da. Deși eu am spirit de copil și încă aș putea să merg acolo, dar na, asta este ce să facem. Da. Și după, de prin clasa 10-a, am început să cânt la chitară. Dorința asta, nu știu... să zicem că prin aripi, deoarece tot timpul am vrut să pun ceva personal pe lângă un negativ, să spun. Și plus de asta depindeam tot timpul, dacă voiam acompaniament, depindeam de altcineva și deseori nu găseam pe cineva pe care potrivit, să-l iau. Potrivit, da. Exact. Și da. Disponibil. Și disponibil, da. Și ca și conexiune, că trebuie să avem o conexiune. Până la urmă, arta înseamnă sentiment. Schimb de emoții. Și schimb de emoții, exact. Da. Da. Și, practic, ai început ca autodidact, da? Să înveți să cânti la chitară. Știu că ai colaborat cu foarte mulți alți artiști. Povestește-ne puțin despre colaborările tale și cum au evoluat și ce ai învățat de la fiecare din ei, poate. Păi, colaborările mele au început de când aveam 17 ani. Și atunci chiar nu știam absolut nimic la nivel teoretic. Despre muzică. Despre muzică, exact. Însă aveam o experiență pe scenă, bineînțeles, am învățat totul pe ureche, mi-era și normal, neavând studii la liceu de artă și așa mai departe. Și tot a început printr-un telefon de la doamna mea profesoară de la Palatul Copiilor, care mi-a spus că, uite, cei de la conservator caută pe cineva într-un musical, într-o operă rock, mai exact. Și am rămas așa foarte surprinsă și eram, cum adică, tocmai eu, care n-am nici studii, n-am absolut nimic. Și am zis că, wow, ce oportunitate. Bineînțeles, mi-a lăsat numărul compozitorului. Am stat de vorbă cu dumnealui, cu foarte mare emoție atunci, și acum sunt emotivă, dar am venit atunci eram groaznic de emotivă când trebuia să mă afișez undeva chiar și pe scenă. Și am ajuns acolo la repetiție prima dată și îmi spuneam în minte, ziceam că, Doamne, ce caut eu printre oamenii ăștia care au studii, eu sunt atât de mică pe lângă ei. Și după am început să ne împrietenim, m-am integrat destul de frumos printre ei și chiar și acum mi-aduc aminte cu nostalgie momentele pe care le-am petrecut împreună. Am și călătorit la Piatra Neamț cu opera asta, The One Born From a Tear, se numește, sau Făt Frumos din Lacrimă, puteți să o vizualizați pe internet. Așa, și asta este unul dintre proiecte.
A însemnat mare lucru. Da, chiar mare lucru. Chiar m-a format, mai ales emoțional, să spunem că m-a călit într-un fel. Pentru că eu, deseori, înainte să intru pe scenă, aveam așa un moment, eu cu mine, să stau, să nu mă gândesc la nimic. Ei, în timpul operei ăsteia, n-aveam timp să mă gândesc la nimic. Trebuia să mă duc la repetiții, să merg așa pe repede înainte și chestia asta m-a călit foarte mult și pe plan profesional și pe plan personal. Ai simțit vreodată, nu neapărat atunci, că atunci a fost clar o recunoaștere cumva a valorii tale, dar ai simțit vreodată, știu eu, nu neapărat ostilitate sau o atitudine diferită față din partea profesioniștilor față de tine pentru că n-ai fi avut studii muzicale? Asta era doar în mintea mea, pentru că în realitate nu a fost deloc așa. Din contră, chiar m-au încurajat. Și încă mă încurajează și bineînțeles că și ei știu că vor ca că vreau, Doamne, că vreau să studiez. Emoții, mai... apropo, da, de emoții. Apropo, e prima dată când sunt la televizor și... Până acum te-ai descurcat foarte bine. Da, mulțumesc. Și... întotdeauna e un început și întotdeauna un artist își explorează emoțiile în fel și chip, așa că e foarte bine. Așa, și știu că vreau să urmez... O carieră, în o carieră asta. Din asta. Și bineînțeles că m-au ajutat. Până la urmă, când ești artist, contează foarte mult talentul nativ și încurajez întotdeauna, evident, dublarea talentului cu muncă și cu studii atunci când este nevoie. Dar în același timp e bine să nu fie asta o piedică și de aceea îmi doresc ca discuția noastră să fie foarte deschisă pentru cei de acasă, da, să nu încercăm nici să evităm niște subiecte sau să le accentuăm pe altele inutil, pentru că oamenii pe care îi invit vreau să fie exemple. Vreau să înțeleagă toată lumea că a fi artist e în primul rând o stare, exact. E ceva pe care îl ai în tine și îl scoți la suprafață și că merită să fie explorat și dăruit oricând, indiferent de faptul că ai avut norocul, șansa sau înțeleapta alegere la un moment dat de a studia ceva. Deci asta vreau să scot în evidență, că la tine nu s-a întâmplat lucrul ăsta, să fii taxat sau privită diferit doar pentru că nu ai fi urmat o carieră formală în muzică. Știu că tu ai avut și gândul, totuși, că ai și spus de a da la, de a urma și facultatea și conservatorul. Mai îți dorești lucrul ăsta? E în plan sau ai renunțat la ideea de a urma conservatorul? Normal că este în plan și normal că o să fac asta. Muncesc în fiecare zi pentru asta și Doamne ajută să fie bine în viitor. Poate să termină și pandemia asta și o să fac cursurile fizice așa cum ar trebui de fapt, pentru că arta n-ai cum să o faci online, să fim serioși. Așa este, din păcate. Și da, nu renunț la ideea asta, normal că nu renunț. Asta e foarte bine. Pentru că vorbeam de ideea de online, spune-mi, te rog, cum v-ați pliat sau ce proporție a avut la voi refugiul ăsta în online pentru a menține totuși contactul cu publicul vostru? Bineînțeles, treaba asta cu online-ul cred că era singura opțiune de, nu știu... Dar nu dispărea din mentalul. Da, exact, da. Oamenilor. Asta până spre toamnă, când, să spunem, s-au mai relaxat treburile un pic și am mai avut, cred că, două concerte și atât, din păcate. În rest, da, ne-am refugiat în online când am avut altă soluție, dar totuși a mers bine. Și cum se întâmplă? Mai faceți? Cum... De obicei facem o dată pe săptămână, sâmbătă sau duminică seara, de la 8 ne găsiți în online. Cum se întâmplă? De obicei, după fiecare live, după ce îl terminăm, întrebăm spectatorii ce ar vrea să asculte în următorul live. Și practic așa ne menținem și noi conexiunea cu cei de acasă, așa, nu știu, descoperim și noi ceva nou. Și lucrurile merg așa mai departe și nu ne pierdem antrenamentul ăsta pentru artistic. De interacționat, da. Exact. Cu publicul. Pentru că într-o
pandemie cum este asta, dacă n-am face nici măcar live-urile astea, cu siguranță ne-am pierdut antrenamentul ăsta și dacă am fi chemați undeva să cântăm, am fi cumva ca picați din lună. Da. 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 Pentru că pomeneai de nou, știu că lucrați la un proiect nou, dacă se poate să ne dezvăluiți mai multe. Da, o să spun un pic și despre asta. Ne-am gândit noi așa să ne legăm, să facem un album legat de anotimpuri, pentru că, nu știu, este o temă care nu prea se mai întâlnește, din păcate. Ce de la Vivaldi încoace? Da, nu prea, de asta. Vreau să adaptăm zilelor noastre, bineînțeles, nu o să sune clasic. Da, nu, asta e găselnița mea acum. Da. Așa. Da, spuneam că cel mai des sunt întâlnite temele de dragoste și alte cele și am vrea să ieșim cumva din tipar cu lucrurile astea. Bineînțeles, deoarece albumul se numește Anotimpuri, o să existe 4 piese despre fiecare anotimp și ne gândeam noi una care să reflecte starea de spirit a omului în toate anotimpurile. Vieții, până da, la urmă, exact, nu? Da, exact. Să fie și ceva metaforic. Mă gândeam eu că va fi și o trimitere, nu va fi vorba doar despre natură, ci va fi vorba și despre natura umană. Da, despre suflet. În toate formele ei, cum se transformă, cum trece dintr-o etapă în alta. Și vorbim așa de etape și etapele tale de dezvoltare așa ca artist. Tu mai ești implicată într-un proiect. Este vorba de corala universitar da. A Universității Iași. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns acolo? Sincer, eu am urmat niște cursuri la universitate de marketing, doar că asta e, nu-ți place un lucru, mai bine renunți la el decât să-l faci cum cu nu inima trebuie. Îndoită, exact, și cu inima, inima îndoită. Uh-huh. Și cumva de acolo știam eu că există un cor și am zis că ar trebui totuși să mă duc, de ce nu? Apropo, o salut pe doamna Enășescu, dacă se uită la noi, doamna coordonator, și pe toți ceilalți din cor îi salut cu drag. Da, deci practic de pe Facebook am aflat și scria acolo despre preselecții și așa mai departe. Și am zis că sună interesant. Eu am mai avut o experiență corală, dacă pot să spun așa. Când aveam vreo 16 ani, tot așa, a fost un proiect cu niște oameni din America. Și mi-a plăcut foarte mult experiența și am zis că și așa n-am mai fost de mult și ar trebui totuși să mă reintegrez, să spun, într-un asemenea proiect. Plus că mă ajută foarte mult și pe viitor, pentru că la corul acesta nu studiem după ureche, există un dirijor, există partituri, există teorie și mă ajută foarte mult pe partea asta teoretică. Și e o ipostază diferită, pentru că una e să fii vocalist într-o trupă, da. Nu? Care abordează un anumit stil, da, exact. Și alta e să fii ca un o piesă element de puzzle. Exact, da. Exact. Da. Și te pune în valoare altfel aici față de postura din da, ca solist. Scuze, ca solist. Da. Da, asta cu siguranță așa este și nu știu, îmi place să fac parte din echipă, în general, mai ales dacă aduc ceva bun. Îmi dă așa o stare de bine, de, nu știu, satisfacție, să zic. Ce a adus experiența din corală? Ce a adus bun vocalistei din trupă? Nu m-am gândit niciodată la asta. Te gândești acum? Cu care? Da. Test fulger. Da, test fulger. Nu știu, cred că mai multă răbdare, mai mult studiu și mai multă organizare. Pentru că atunci când dai proiectul tău, poți să ți-l organizezi așa cum vrei tu, când ai timpul tău, așa când faci parte dintr-un întreg, deja se schimbă lucrurile la 180 de grade. Trebuie să faci după cum vor ei toate lucrurile. Și m-am adaptat. Adaptare, să spunem că asta da, e. Te-am învățat da, să fii mai adaptabilă, exact, și mai organizată. Exact. Da, și mai riguroasă, poate, și chiar în studiu. Da, așa e. Povestește-ne puțin și despre stilul pe care îl abordați în The Crickets. În The Crickets,
nu știu dacă putem spune că avem doar un stil, abordăm cred că mai multe, de la rock acustic la folk și cred că mult mai multe, nu stau acum să le despletesc pe toate. Ideea este că de foarte multe ori facem cover-uri în stilul nostru acustic. Ăsta este, să spunem, farmecul nostru, că adaptăm toate piesele la acustic. Asta facem. Asta mi-a și plăcut când v-am ascultat. Aveați un aer foarte natural și ușor rebel. Erați ca niște copii răzgâiați, scăpați de acasă, da. Îmbrăcați așa colorat și cu ce ați prins în fugă, fără reguli, cu prospețimea aia și a tinereții și a naivității, dacă vrei, și a lipsei de reguli și a posibilităților. Da, o degajare. O degajare, exact. Și asta mi-a plăcut și chiar dacă erau cover-uri pe care, bineînțeles că mulți dintre noi le știm, aveau ceva foarte personal. Foarte personal și mi-a plăcut că e o chimie într-adevăr foarte, foarte frumoasă între tine și partenerul de trupă, de George, că despre el vorbeam. Da. Cum ați reușit să vă găsiți voi și să vă închegați atât de bine? Da, este o poveste lungă, dar o să o scurtăm. Evident că suntem da. Acum pe final de emisiune. Păi, cum ne-am întâlnit? Cred că mai întâi el m-a întâlnit pe mine, m-a văzut la Palatul Copiilor, apoi m-a căutat în mediul online. Cumva el mă știa pe mine mai mult decât îl știam eu pe el. După care am început să vorbim, ne-am împrietenit, ne-am văzut și fizic. Și tot discutând, ieșind la concerte și făcând tot felul de lucruri de astea, am decis că, de fapt, el a decis, hai să mergem la un concurs să cântăm și noi două piese. Și am zis că ok. Ne-am întâlnit, cred că o seară înainte, am repetat două piese și m-am dus cu tot caietul de versuri a doua zi acolo, că n-am. Da. Da. Și cu toate că am repetat doar o singură dată, ieșise destul de bine aici numărul de pe scenă și am zis că știi ceva? Noi cred că ar trebui să facem o trupă, că sunăm atât de bine. Și am văzut că totuși, cu toate că n-am repetat atât de mult, lumea chiar a avut reacții foarte pozitive. Și am zis că ar trebui să continuăm. Ei, a trecut ceva timp și după, de la prieteni, am devenit și iubiți. Cumva, na, muzica ne-a legat și de-am ajuns în punctul ăsta. Și cum de-a venit și numele? Că e un cuplu tare frumos și de artiști. Și cum de-a venit numele trupei, care The e foarte Cricket. Plastic așa, da? Da, da, The Cricket sau Greierii, mm-hmm. în românește. Vin de la faptul că noi ne-am pornit, după lockdown, să cântăm pe stradă, în natură. Și asta am făcut-o mai ales vara. Și tot timpul când făceam câte o pauză și ne așezăm și noi pe bancă să bem o gură de apă, să ne tragem sufletul, auzeam greierii. Și tot auzeam greierii. Și am zis că, băi, suntem și noi niște greieri. Suntem și noi niște greieri până la urmă, pentru că în liniștea asta, în pandemia asta, noi aducem ceva în plus. Ca și cum ai sta noaptea afară și ai asculta greierii și, nu știu, îți dă așa o stare de bine. Uh-huh. Și am făcut așa legătura asta. Na. A fost un nume bun. Da, a fost un nume că bun. Că prinde foarte, foarte bine la public. Și am văzut și eu că reacțiile publicului sunt pozitive. Așa că vă încurajăm pe toți să-i căutați pe internet, da. Și să-i ascultați. Când urmează următorul live? Când vă urmărim? Următorul live, cred că o să fie weekendul ăsta. Da, cred că weekendul ăsta, sâmbătă, de la ora 20, ne găsiți pe Facebook, cred că pot să spun. Da, că e rețea, da. O știe toată lumea. Așa, și apropo de urmărire, ne puteți urmări pe Facebook, pe Instagram. Da, pe rețelele, da, de socializare binecunoscute. Pe rețelele de socializare. Da. Căutați numele trupei. Știu că vă pregătiți puțin așa și de sărbători, să intrați în spiritul sărbătorilor. Cu ce mai exact? Nu știm exact. Bineînțeles că o colină, dar nu știm exact. O să hotărâm, cred că, săptămâna asta și o să filmăm așa ceva drăguț. Și
cu ocazia asta o să ne deschidem și un canal de YouTube, pentru că nu aveam. Am făcut doar live-uri pe Facebook și lucruri genul ăsta. E păcat, da, pentru că se pierd toate lucrurile astea și da. Acolo sunt adunate așa mai temeinic și lumea vă poate găsi mai ușor. Draga mea, îți mulțumesc tare mult că ai venit. Și eu vă mulțumesc. Mă bucur că au aflat oamenii despre tine și despre voi și doresc tare mult să vă urmărească, să crești frumos. Mulțumesc. Să creșteți frumos împreună, să intrați în studio și să scoateți albumul acela minunat. Noi o să vă urmărim de aici. O să te invit și când o să fii studentă la arte, să dea Dumnezeu să ai un an bun în sensul ăsta. Mulțumesc tare mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră acolo acasă că ne-ați urmărit, că sunteți aici alături de noi. Vă doresc să rămâneți solari, să fiți vibranți, să fiți buni, pentru că e luna decembrie, luna când trebuie să dăruim și e bine să dăruim tuturor. Noi ne revedem aici săptămâna viitoare cu oameni la fel de frumoși la emisiunea Arte și Valori. Anca Ciliacu îmbrățișează de la Infinit TV, televiziunea care vă dorește infinit mai mult. La revedere!